Consider că dacă îi să înveți, înveți și din ultima bancă, înveți și în cel mai sărac sat, înveți peste tot, dacă îți dorești și vrei să ajungi undeva. Florentina se pregătește să înceapă liceul. Va pleca din satul natal la Iași. A luat 10 la evaluarea națională la limba română, materia ei preferată, dar drumul până aici a fost anevoios. A învățat de mică să îmbine sensibilitatea cu care a fost înzestrată cu ambiția de fier. La sfârșitul clasei întâi, medicii au diagnosticat-o cu o boală gravă. Ceea ce vedeam din spitale, copii cât patul, cu 2 metri, mă duceam la 2 săptămâni și nu-i mai găseam. Da. Și mă așteptam și eu, din moment în moment. Nu știu, cred că, nu știu, o minune cred că a fost, că ea să fie în ziua de azi așa cum este. E o perioadă de 2 ani când am făcut tratament, n-am mers la școală. Și după am reluat cursurile. Îmi place când iau note mari, nu știu, când iau o notă mică nu mă simt bine și am ales să învăț ca să... Mă simt eu bine și să nu fiu nevoită să accept și alte stări. Mai are încă 6 frați și surori care văd în ea un model. E cea mai mare și noi știm când nu știm ceva că ea știe mai multe și putem să o întrebăm pe ea. Aș vrea să mă învețe să scriu. Familia locuiește într-o căsuță cu 2 camere din containere modulare. Casa în care au stat până acum 7 ani, construită de străbunicii copiilor, s-a dărâmat. Nu și-au mai permis să investească niciun leu în gospodărie, în încercarea disperată de a-i salva viața Florentinei. Bătrânească, cu prispi, cu lut, cu chirpici, cum erau înainte, da. Lipeam pe o parte, curgea pe cealaltă parte, lipeam pe iarăși pe la spate, curgea pe față. Nu se mai putea să îmbolnăvi Florentina și... tot așa, printr-o fundație. Printr-o fundație ne-au ajutat cu modulele. Și-ar dori o casa lor din zidărie și cu ferestre mari și luminoase. Sunt însă fericiți că sunt cu toți împreună. Impresionat de povestea lor, preotul Dan Damaschin, cunoscut pentru campaniile caritabile destinate copiilor din Iași, le-a adus haine, încălțăminte, rechizite, dulciuri și produse de igienă. Vara aceasta i-a trimis și în vacanță la mare cu bani din donații. Prima lor vacanță în familie. Nu ziua, măi, copii, aici familia Nedel cu aici? Nu, e mai la vale, nu? Știi că e mai la vale, nu? Da, da. Eu știu că sunt și copii frumoși, sunt și copii bronzați, mi se pare aici, nu? Copii frumoși, bronzați. E pe voi, dar ce putere au copiii ăștia! Cu ajutorul oamenilor generoși, a voluntarilor, darurile sunt adunate și sortate în depozit, iar beneficiarii sunt aleși dintre copiii care merg la școală și au rezultate bune. Așa cum le vedem pe Maria, pe Anastasia, pe Antonia și pe surorile și pe frații mai mari care radiază de fericire, nu poți să spui, nu, indiferent cât de mare ar fi efortul și cât de mult oboseală s-ar cuantifica în acest proiect. Aproape 7150 de copii din familii nevoiașe din Iași vor primi săptămâna aceasta daruri înainte de începerea școlii, prin intermediul campaniei preotului Dan Damaschin.